Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stadionul din Valea Florilor este gata să recepteze un eveniment de mare. Începe peste circa 3 minute. Prin plan cu fotbaliștii brăileni, ei sunt echipați în tricouri albastre, short-uri negri. Să începem prezentarea formațiilor, deci Dacia Unirea Brăila, formația oaspete, îl are în poartă pe Brătianu, linia de fund, Baldovin cu numărul 2, Darie, numărul 6, care este și capitanul echipei, Brătianu, stoperul la marcaj, numărul 3, Sandu Minciu, linia de atac, formată din numărul 10, Minga, și numărul 11, Luca. FC Maramureș, Baia Mare, în poartă Chebuțiu, în apărare Hecico, numărul 2, Chemeneș, Libero, numărul 3, 4, Bumb, stoperul la marcaj, 6, Andrei, este, dacă nu mă înșel, la treia pasă greșită a lui Oana, și iată-l acum pe Frunză. Frunză și Darie, pasă pentru Oana, care în momentul șutului a... Din nou balonul în careul oaspeților. Șut și gol! Senzațional! A șutat Cornel Ungureanu, bucurie pe banca tehnică a gazdelor. Șut foarte frumos al lui Cornel Ungureanu, capitanul gazdelor. Imparabil pentru Brătianu, iată reluarea fazei. Șut în plasa laterală. Execuție de maestru pentru Cornel Ungureanu, care înainte de a juca la Baia Mare, încă și în altul Minga, vine și Brătianu 2, pasă pentru Matinca, șuta lui Matinca, apără Chebuțiu, faza încă nu s-a încheiat, din nou Matinca. Dribling frumos și centrare, 1-1. Vă spuneam, replica brăilenilor nu s-a lăsat așteptată. În altul Brătianu 2 egalează în minutul 7. Iată driblingul măiastru al lui Matinca, centrare precisă, nemarcat Brătianu 2 din plonjon, și în minutul 7 este 1-1. Și în acest moment, arbitrul Mircea Salemir fluieră sfârșitul acestei partide, în urma căreia brăilenii obțin calificarea în finala Cupei României. În cea de-a doua repriză s-au jucat efectiv 25 de minute. Mulțumesc colegilor de la Carul 6, care au